convocat la ședința ordinară a Consiliului Local Bacani. Dacă sunt probleme referitor la procesul verbal de la ședința anterioară. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Dăm cuvântul domnului primar, când va prezenta ordinea de zi a ședinței de astăzi. Sunt convocat la ședința ordinară din data 29.04.2020, cu următoare ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerii președintelui de ședință, proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general, proiect de hotărâre privind contul de execuție bugetară la data 3.04.2022, proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărul burselor acordate elevilor care frecventează cursurile unității de învățământ de pe raza Comunei Balcani. Proiectul hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a unor suprafețe de pășune proprietate privată a Comunei Balcani. Proiectul hotărâre privind actul adițional numărul 5 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciul de colectare și transport de SEO municipale în județul Bacău, numărul 180-2017. 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentatului al OAR în Bacan pentru ședința AGA SC Compania Regională de Apă Bacău, stat din 16.05.2020. Da, și punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Domnul. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta primul punct din ordinea de zi. Proiectul privind aprobarea alegerii președintelui de ședință pentru următorul proiect. Da, cine face propunere? Domnul. Eu propun ca președinte de ședință pe domnul Artiști Cristian. Alte propuneri dacă mai e? Eu propun pe domnul Barbuș. Dacă mai sunt propuneri, dacă nu, supunem la vot prima propunere. Cine este pentru doamna Crina? Se abține cineva? Împotrivă? Trei împotrivă? Da. Dăm cuvântul domnului primar pentru a trebui de privind denumirea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru Evaluare, Secretarul General în Unității Administrative Teritoriale, Bacan, județul Bacău. Da. Da, dați-mi un pic acolo proiectul. Da, domnul a avut și la materialul de ședință, dar mai explicăm o dată acest lucru. Nu, este aici. Deci ați avut și dumneavoastră la materialul de ședință, conform legii. Conform articolului 485 din ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrative teritoriale sau al subdiviziunii administrative teritoriale se realizează de către o comisie de evaluare formată din primar, respectiv președintele Consiliului Județean și doi consilieri locali, respectiv județeni, desemnați în acest scop, cu majoritate simplă prin hotărâre de consiliu. Urmare, noi trebuie să adoptăm o hotărâre cu acordul dumneavoastră pentru îndeplinirea acestei proceduri legale. Tocmai de aceea am pus-o astăzi pentru ordinea de zi. Da, o propunere aș zice eu pe domnul profesor Lea. Alte, eu propun pe domnul Cornel Dumureanu. Eu propun pe domnul Ștean Barna. E și unul la mine. Dacă mai sunt propuneri. Punem la vot primele propuneri. Domnul profesor, cine este pentru? Pentru domnul Găbureanu, cine este pentru? Tot trei. Trei. Rămâne doi consilieri. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta punctul numărul 3. Proiectul de privind contul de execuție bugetară la 31.03.2020. Dacă sunt discuții, prima în acest lucru.
Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Se abțin sau se simte împotriva? Abținem eu. Deci, punctul numărul 4. Vedere privind aprobarea cuantumului și numărul burselor acordate elevilor care prezentează cursurile unități de învățământ de pe raza comunitatea. Dacă cineva are de zis copii... Eu particip la vot. Da, doamna director. Aș vrea eu să... Nu știu precizire, dacă... La mod de vedere, când vreau să ușoară directoare aici, la ședința noastră, să prescriez, eu știu, dar pentru oameni în sat, așa, pentru mine, ca să... Explice puțin ce copii poate să ia bursă de merit, adică ce înseamnă bursa de merit, bursa de studiu și bursa socială, dacă dumneavoastră, adică criteriile cum trebuie să încadreze. Pentru... Există o comisie care s-a ocupat de aceste bursi. Criteriile sunt, în primul rând, veniturile la bursele sociale. La bursele de studiu, mediile plus situația materială precară, iar bursele de merit, mi referim la copiii de la 9-50 în sus, mediile foarte mari și aici nu implică situația materială a copiilor. Sunt multe burse la nivel de comună, mulți copii cu rezultate foarte bune la învățătură, cu medii de 10 chiar, general mă refer. Cum spuneam, există o comisie care a evaluat cu mari atenție fiecare dosar în parte. Există și un președinte de comisie, eu nu fac parte din comisia respectivă. Și, în urmare, acestea sunt bursele pentru copiii din toată comuna. Deci, la bursele de studiu intră și situația materială. Da, sunt copii care au rezultate bune la învățătură, nu sunt copii care s-ar încadra pentru merit, dar nu își pot permite prea multe lucruri pentru că nu le permite situația materială. Iar socialii nu are importanță media, nici media la purtare, nici este vorba de situația foarte precară materială. Da, mulțumim. Veniturile mici, cele mai mici. Da, da, mulțumim. Dacă mai sunt discuții. Dacă nu supunem la vot, se abține cineva, se potrivește toată lumea. Prezentări privind aprobarea încheierii cantonului direct al administrației de pășuni protejate privat al Comunei Bacău, județul Bacău. Discuții pe mare din acestui loc. Dacă nu supunem la vot, cine este? Da, poftim. Repet ce am spus în trecut. Să dau terenul în închiriere, chislată odată cum arată. Deci cine dă închiriere ar trebui să supravegheze dacă și-a făcut datoria curățat chislată. Vă duc în alte comuni, chiar nu, Pâljolul și el, ca și nu. Altfel arată chislată. Deci se duc, fac curățenie pe margine și lasă așa, nu-i frumos. Vrei teren? Domn primar, care vine, îți dau teren, da? În locul de, dacă merită, da? Viu și urmăresc. Nu ai făcut, ți l-am luat. Trebuie să facă curățări. Asta e datoria lor. Astăzi sunt verificate de apia. Dacă nu sunt curățate, nu primesc bani. Lunar din coar și cu elicopter. Din elicopter. Merge la ghidon să vedem și. Înseamnă, ar trebui să nu ia bani. Când v-am sunat atunci, v-ați spus că e în curs de. După ce a trecut comisia, Noi am fost. Deci îi făcut pe de drum. Nu, o să facem o comisie și din consilieri și verificăm o dată pe lună, la două luni și verificăm. Nu-i frumos, arată Islațul cum e acum. Posibil. Dacă mă uit de la ghidionul pe coasta aceea, deja peste câțiva ani e păduri. Acum sigur, să fim nou. Dar de ce nu au curățat cei din rândul trecut? Am trecut, am luat bani. Odată ce au luat bani, n-am dat noi bani, apia de bani și nu dă până nu verifică bani. Deci trebuie să fie clar. Ai luat teren, îl curăț. Nu pot curăța, nu-l lua. Lasă-l pe altul. Sunt mulți care vrea să iei interes islam. Care au depus cerere la toți, le-am dat. Eu înțeleg treaba asta, dar sunt o parte care nu-și fac. Eu nu-s toți. Nu-și fac datorie. Profită. Posibil. Da, dacă mai sunt discuții.
Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Proiectul de hotărâre privind actul adițional numărul 5 la contractul de concesionare pentru delegarea gestionării serviciilor de acolitare și transport de șeuri municipale în județul Bacău. Discuții pe marginea acestui punct. Dacă nu se supunem la vot, cine este pentru? Toată lumea. Să abține cineva împotrivă. Încă numărul 6. Proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentatului legal al UAT Comuna Bacan pentru ședința AGA Compania Regională de Apă Bacan. Sunt discuții. Asta fiecare ședință. Când fac ei, trebuie aprobarea Consiliului Local. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva împotriva toată lumea. Da. Adivinește. Da, domnul Hărbat. Vrem o comisie la fondul de la Balcan Mahina, la domnișoara Lenuța, acolo, la spate șudic. Șale, nu mai există gabion, nu mai există saltea de sub poduri, nu-i de cuzine de beton. Poduri bătut cu soneta. Dacă vom vedea să vină un voi mare, mai închipui și se întâmplă. Cu partea aia. Adică să facem o evaluare, poate faci ceva. Reparat, sudat. Dacă se pot turna doi cuzine de beton la podul ăla. E inclusiv digul, dacă se poate face ceva. Cu supravegherea animalelor. E jale, noaptea. Hai, vaci, dat un avertisment, și a doua oară am făcut ceva cu animalele astea, că chiar nu pot dormi o serie de oameni, că bat câini non-stop, că nu înțeleg. Vă dați seama cine e la Balcan Mare. Eu am vacă, dar vacă mea să nu mă închis sau nu mă îngrădim, sau nu mă legat. Aș vrea să facă și ei. Fiecare au terien. Dacă s-ar putea, asta ar trebui intersat, un container pentru material de construcție. Și după luncele astea de faianță, gresii, ce unii nu se vede. Vă închipuiți, stați și aruncați cu fel de fel de gunoi. Nu? Cred că ar fi bine un container mare în fiecare zi. Să depună în el acolo. Nu știu cum. Știu că se plătește la pomi, dar ridicat un pic prețul la gunoaie, la ceva, urât tare și după lucrurile astea. Semne de circulație la parcările de la biserici. Jale, ăștia cu tirurile mari, vin când stă dimineața, trage ori încărcat, ori scărcat, trage pavelele. Are crapul, da, cât îi placa aia. Sutele. Și el e crapul, și placa. Dar măcar două semne cu restricții. Un mai interzis. Atât, tonii pe parcare asta. Nu intră tu cu 50 tonii. Că se face varză, da. 50, are 70-80. Bun. Nu, încărcat. Dar n-am văzut și eu încărcat. Revin la problema cu plocul de la Balcanar, când treci în Tazlău. Dacă se poate face ceva la balustrada aia, deja e. Dar la tot vine plocul, știți? Nu mai e. Cât se poate. Este, dar nu în totalitate. Cam astea ar fi mai mică în Balcanar. Altcineva? Domnul Vindra. Am la Rățân mi s-a făcut parcare ce în fața bisericii, chiar între din partea de la deal vorbesc. E un capăt de vot 3-4 metri pătrați sau cât s-a acolo și pus clibru, pus balastru din ăsta. S-ar putea pune tot niște cum a fost pavele din astea, ca să fie frumos. Chiar la partea de către pod. Partea de la vale e bună, dar e urât, eu zic, cu balastru cealaltă acolo între ele. Dincolo de stații? Da, chiar acolo în colț e și stația unde stă și în față la stație în palastru, cât? Păi 4-5 metri pătrați de pavele. E alt aspect îi dă în fața bisericii. Da, am văzut, m-am gândit multe acolo. Bine, în rest, îs prins în buget ce-i de făcut. Nu mai zic nimic. Da. Așteptăm să fac asta. Cine mai dorește? Dacă nu mai sunt discuții, atunci Să vă mulțumim pentru vizionare.